Bună ziua, stimați colegi, vă propun să începem ședința noastră extraordinară de astăzi. Aștept prezența, doamna... Deci 30 prezenți până în... 30 din 37. Ne putem începe lucrările ședinței. Ținând cont de ordinea de zi, la întâlnirea noastră de astăzi au fost invitați să participe directorii unităților subordonate Consiliului Județean, directorul executiv și directorul executiv adjunct ai direcțiilor aparatului de specialitate, domnul rector Șnacovski de la Universitatea Vasile Alexandrii, domnul Florin Dragomir, de la Sierra Quadrant SRL, precum și reprezentanții mass media. Vă rog să-mi permiteți să dau citire ordinii de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 17 aprilie. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scenariului 2 din planul de organizare a activității SC Parc Industrial HIT SRL propus de către Sierra Quadrant SRL în calitate de administrator judiciar al societății comerciale Parc Industrial HIT SRL. Stimați colegi, am rugămintea să facem un pic de liniște, să ne putem auzi, să ne putem să fim operativi. Ați avut timp la comisiile de specialitate să faceți dezbateri și să cereți lămuriri pe fiecare punct al ordinii de zi. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între reprezentanța UNICEF România și județul Bacău prin Consiliul Județean Bacău pentru implementarea proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Fundația Sera România în vederea implementării proiectului Servicii Sociale pentru Copii și Tineri în Dificultate. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului a cheltuielor legate de proiect și acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați în vederea implementării proiectului Împreună pentru o Viață în Siguranță. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acesteia. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău în vederea derulării proiectului Centru de Informare Europe Direct. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind intrarea în domeniul public al județului Bacău a instalației de iluminat exterior decorativ arhitectural realizat în cadrul obiectivului de investiții, instalații interioare și instalații exterioare la Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului Bacău și trecerea acesteia din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al municipiului Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva hotărârii Consiliului Județean numărul 44 din 2019 de Partidul Național Liberal, filiala Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Manifestările Internaționale și Naționale organizate cu prilejul aniversării a 43 de ani de învățământ tehnic superior în Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții în unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării mărcii Festivalul Antic Tamasidava la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci de către județul Bacău. La punctul diverse s-a propus după publicarea ordinii de zi în cotidianul nostru următoarele proiecte de hotărâre.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a sectorului de drum comunal DC50 și a drumului vicinal Răchitoasa Mănăstire, situate în raza administrativ-teritorială a Comunei Răchitoasa, precum și trecerea acestora din domeniul public al Comunei Răchitoase în domeniul public al județului Bacău. Și cel de-al doilea punct la diverse, proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Clubul Sportiv Știința în vederea realizării proiectului Cupa Cupelor 1989-2019, 3 decenii de istorie. Stimați colegi, vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva țineri, nu sunt. Intrăm la primul punct al ordinii de zi. Am să rog pe doamna secretar, Ina Zară, să dea citire procesului verbal de la ședința anterioară. Potrivit prevederilor legii administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței cu ordinarea Consiliului Județean Bacău din data de 17.04.2019. Mulțumesc. Dacă sunt observații, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă? Nu sunt. Punctul 2 la ordine de zi. Domnul vicepreședinte Adrian Popescu, vă rog, faceți sinteza proiectului de hotărâre. Avem aici și reprezentantul societății Sierra Quadrant SRL în calitate de administrator judiciar al societății comerciale Parc Industrial HIT din Bacău. Vă rog, domnul vicepreședinte. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, după cum știți, acum un an când am preluat funcția aceasta de vicepreședinte, mi s-a atribuit să coordonez activitatea de la HIT Park. Bineînțeles, mi-am făcut treaba așa cum cred că ar trebui să o facă fiecare dintre noi. Din păcate, acum am ajuns la într-o situație care trebuie să luăm o decizie foarte importantă pentru continuarea activității de la HIT Bacău. Aș vrea întâi să fac o foarte scurtă istorie a HIT-ului, după care voi sintetiza și expunerea de motive pentru proiectul de hotărâre. După cum știm, HIT Park a fost o inițiativă a județului Bacău, prin care s-au atras fonduri europene. Această inițiativă a început în anul 2003, a fost într-un an de succes, s-au atras fonduri de 5 milioane de euro de la Uniunea Europeană, au mai fost o contribuție de 1 milion de euro a Consiliului Județean Bacău și 1,3 milioane de euro de la Ministerul Dezvoltării. În 2005 s-a tăiat panglica la HIT Park, în 2006 a fost predată județului Bacău. Scopul acestei inițiative a fost crearea de locuri de muncă în județul Bacău. Pentru asta, Uniunea Europeană ne-a dat bani ca să creăm locuri de muncă în județul Bacău. Inițial s-a instituit o necesitate de 650 de locuri de muncă care să fie create în vecinătatea municipiului Bacău pentru locuitorii din tot județul. La această oră, în HIT Park Bacău lucrează aproximativ 1300 de oameni. Cu investiția noastră de 1 milion de euro a Consiliului Județean, la ora asta, în patrimoniul Consiliului, sunt clădirile din HIT Park care valorează aproximativ 6 milioane de euro. De asemenea, întreprinderile, societățile care lucrează în HIT Park au o cifră de afaceri de peste 110 milioane de euro anual. De asemenea, aceste firme care lucrează în HIT Park virează la bugetul de stat al României peste 8 milioane de euro anual. Acestea fiind spuse, chiar dacă a fost o perioadă de mai grea pentru HIT Park, trebuie să facem orice ca să salvăm această investiție a Uniunii Europene. A noastră. Deoarece situația din HIT Park s-a derulat oarecum cu încetineală, să spunem așa, și a început mai greu, pentru că orice business care începe 2-3 ani de zile este pe pierdere clar,
această pierdere a fost dusă mai departe, an de an, a culminat cu un control a Curții de Conturi, care a stabilit că HIT-PAC trebuia să datoreze Unității Teritoriale Administrative Hemeiuș 2,5 milioane de lei. Bineînțeles, a fost contestată, s-a judecat, s-a pierdut la judecătorie și s-a ajuns ca datoria HIT-PAC către UAT Hemeiuș să fie de 6 milioane de lei. În această situație, bineînțeles că au trebuit să luăm măsuri urgente. Am ajuns să solicităm Tribunalului Bacău cererea de deschidere a procedurii de insolvență prin reorganizare. Tribunalul Bacău, prin hotărârea intermediară 641 din 2018, a admis cererea de deschidere a procedurii generale de insolvență a debitoarei Parc Industrial HIT și a desemnat administratorul judiciar pe Sierra Quadrant SPRL Bacău. Cred că noi, județul Bacău, am avut noroc că tribunalul a desemnat pe Sierra Quadrant, reprezentat aici pe domnul Dragomir Florin, aici în stânga, pentru că este una din cele mai importante și mai serioase firme de insolvență din România. Măsurile de reorganizare a societății Parc Industrial HIT prevăd restructurarea operațională și continuarea activității societății. Ceea ce cred că era foarte important pentru noi. Continuarea activității societății. Pentru că asta vrem să ducem în continuare. Planul de reorganizare a fost stabilit pentru durata maximă prevăzută de lege, adică 3 ani de zile de la data confirmării acesteia de către judecătorul sindic. Măsurile acestea a programului de reorganizare au scopul de a transforma debitoarea dintr-o companie în impas, într-o societate solvabilă, capabilă să respecte programul de plăți asumat. Având în vedere ceea ce trebuie să facem și având în vedere programul propus de către administratorul judiciar, s-au identificat două scenarii de lucru. Primul scenariu prevede ca ambii creditori bugetari, adică noi și UAT Hemeiuș, să aprobăm prin vot măsura de conversie a datoriilor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe și schimbarea formei juridice a debitoarei Parc Industrial HIT în societate pe acțiuni și reeșalonarea datoriilor chirografare pe perioada de 3 ani, conform cash flow-ului și programului de plăți prezentat în anexa la programul de reorganizare. Programul de reorganizare l-a primit toată lumea pe mail și a putut fi consultat. Planul al doilea, adică al doilea scenariu din planul de reorganizare, este similar cu primul scenariu, numai că singura diferență este ca noi, Consiliul Județean Bacău, să nu reeșalonăm datoria bugetară în acțiuni. Să nu reeșalonăm datoria bugetară în acțiuni. Să nu o convertim. Datoria HIT-PARC către Consiliul Județean Bacău este 261.386,34 de lei. Deci noi, în al doilea scenariu care a fost propus de către lichidator, de către firma de insolvență, este să nu convertim în acțiuni suma care trebuie să o luăm noi de la HIT-PARC. Această sumă va fi reeșalonată și va fi dată către noi, către județul Bacău, în decursul celor 3 ani. Prin acest scenariu și prin planul de reorganizare, UAT Hemeiuș devine acționar majoritar și îi va intra în sarcină administrarea HIT-PARC Industrial. Având în vedere cele prezentate, sunt la dispoziția dumneavoastră atât eu cât și domnul Dragomir și vă putem răspunde la orice întrebare, mai mult sau mai puțin tehnică, pe care o aveți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul vicepreședinte. Deci este vorba ca măsură de organizare conversia doar a datoriilor către Consiliul Local Hemeiuș în acțiuni concomitent cu schimbarea formei juridice a debitoare Parc Industrial în societate pe acțiuni
și în astfel încât, sigur, acționarul majoritar devenind UAT Hemiuș. Pe noi ne interesează salvarea a ceea ce s-a construit acolo și vorba peste 1300-1400 de locuri de muncă. Sunt în continuare solicitări pentru a închiria acolo și noi pe una din clădiri vom interveni anul acesta pentru a crea noi spații. Și domnul Dragomir, dacă mai aveți ceva de menționat, câteva, nu știu, câteva chestiuni tehnice, domn vicepreședinte? Mai am o completare foarte scurtă. La ora asta mai sunt cereri scrise pentru hit park de închiriere a aproximativ 7.000 de metri pătrați de hale de producție de către cei care sunt deja și activează în hit park. Da, vă rog, domnul Dragomir, dacă... în funcțiune, respectiv criza financiară din 2008, care a fost o frână în toate domeniile investiționale. Și asta s-a reflectat din analiza făcută de noi și asupra Hit Parkului. Dar toate astea și-a îndeplinit scopul pe care și l-au propus cei doi asociați și vizitorul principal construit. Din punctul meu de vedere, e un proiect frumos, un proiect cu efecte deosebite pe plan local, atât social, pentru oamenii care și-au găsit un loc de muncă acolo și nu trebuie să facă navigat sau să plece în diverse țări sau zone mai bine dezvoltate economic de România, și pe de altă parte a reușit să supraviețuiască chiar în condițiile în care la noi legislația este destul de complicată și câteodată își pierde scopul pentru care a fost promovată la început. În cazul concret al Hit Parkului, este foarte logic și clar că parcurile industriale au fost făcute și au fost subvenționate la Uniunea Europeană pentru aceste efecte. Deci nu în scopul obținerii de profit. Administrațiile publice din toată Uniunea Europeană își cheltuie banii, așa cum e și logic să o facă, pentru comunitatea pe care o păstoresc, ca să spun așa. Nu e logic ca după aia să schimbi legislația și să spui că trebuie să dai taxe de utilizare, impozite pe clădiri și așa mai departe, când toate bunurile sunt tot ale statului. Da, în sfârșit, nu e decizia mea. Am vrut să spun doar câteva cuvinte, pentru că astea sunt datoriile născute și sunt datoriile care au dus la deschiderea procedurii de insolvență. Cât parcă ar mai fi supraviețuit, s-ar fi dezvoltat în continuare fără probleme dacă nu apărea această sarcină pusă cu titlul executorului, bineînțeles, în spatele ei, acea sumă de care vorbea domnul vicepreședinte. Prea mult nu mai am de spus, pentru că a prezentat foarte bine, poate că mai bine dar și pe putul vă face eu, domnul președinte și domnul vicepreședinte. Ceea ce vreau să vă spun e legat de această faimoasă conversie. Parlamentul actual a reparat o eroare veche, care datează din 2006, când legea insolvenței a interzis statului să-și facă conversii în acțiuni. Este absolut ilogic ca statul să-și interzică propriile măsuri care ar putea duce la salvarea sau restructurarea unei societăți în care statul are interese foarte mari. Acum s-a reparat această eroare, probabil că a plecat de la înțelegerea oarecum exagerată a ajutorului de stat. În actuala legislație, adică modificată prin ordonanța 88 din 2015, creditorul bugetar, asta însemnând și unitățile administrative teritoriale, pot să decidă conversia datoriilor în acțiuni în anumite condiții prevăzute de lege. Conversia să fie totală, să ducă la îndeplinirea scopului, la majorarea șanselor de recuperare a datoriei de către unitățile de stat,
Noi credem că l-am deplinit. Rămâne ca după votul dumneavoastră și al Consiliului Local, să decide trecătorul dacă, din punct de vedere legal, planul trece. Asta e următoarea etapă. De ce au fost două scenarii? Datorită faptului că legea spune că un creditor bugetar poate decide conversia creanțelor, conversia datorilor în acțiuni, prin consimțământ exprimat prin vot. Cu alte cuvinte, autorul planului nu putea ști de înainte cum va reacționa un creditor sau altul. Și din cauza asta există, datorită acestui fapt, există două scenarii. În funcție de votul dumneavoastră, planul va trece la scenariul cu conversia ambelor creanțe bugetare sau scenariul 2 cu creanța, cu conversia doar a creanței Consiliului Local pe Beiuș. Eu vă mulțumesc dacă sunt întrebări. Da, mulțumesc, domnul Dragomir. Ce ar mai trebui menționat, ieri a fost ședința Consiliului Local pe Beiuș și a fost aprobat de către Consiliul Local planul. Astăzi e rândul nostru să ne exprimăm. Cred că asta este din toate scenariile, sunt toate variantele, cred că asta este varianta cea mai bună pentru a merge înainte și pentru a nu crea alte probleme sociale în zonă, mai ales că terenul aparține UAT-ului Hemeiuș și posibilitatea de extindere și solicitările care sunt poate să decină în consecință pe mai departe. Sigur, împreună cu noi. Dacă sunt intervenții. Da, domnul Mechidon. Întrebare. De ce la un proiect așa de important nu este prezent și domnul Mechidon? Da. Am considerat că nu e necesară prezența dumneavoastră, deoarece acum societatea este administrată de către administratorul judiciar. Da, dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu vă supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, susțin. O să trecem la punctul 2, dar o să mulțumim domnului Dragomir. La revedere, se poate retrage. Sănătate. Vă supun atenție, este în sală și domnul Grapă, domnul profesor, domnul antrenor Grapă, domnul președinte al Clubului Știința. Am înțeles că un meci important în după amiaza asta trebuie să se deplaseze mea la București și cu permisiunea dumneavoastră să vă cer, chiar dacă am votat ordinea de zi, să aducem punctul ultimul de la diverse, reeditarea cupei, cupelor, să-l aducem mai în față, să le putem da posibilitatea să plece din sală, dacă sunteți de acord. Da? Sunteți de acord? Da? Mulțumesc! În timpul expunere de motive, dumneavoastră pe ecran aveți o retrospectivă a ceea ce a însemnat cele trei decenii, în câteva, doar în câteva imagini, cele trei decenii, 1989-2019, trei decenii de istorie. Proiectul Cupa Cupelor 1989-2019 își propune realizarea unui meci demonstrativ între fostele mari glorii ale echipelor, Știința Bacău și Chimistul Râmnicu Vâlcea, câștigătoare ale Cupei Cupelor în anul 1989 și are drept scop aducerea unui elogiu singur de până acum celor care au reprezentat atunci cu cinste județul Bacău, atât în țară cât și în străinătate. Obiectivul acestui proiect îl are atât realizarea acestui meci demonstrativ, cât și informarea publicului larg și împrospătarea memoriei publicului, dar și transmiterea unui mesaj către adresat atât copiilor, cât și adolescenților și tinerilor din județul nostru, cu privire la mișcarea sportivă, atât pe plan social, psihologic, educațional. Acest meci demonstrativ fiind un exemplu viu
a sportului de calitate, de echipă, de unitate în diversitate și fair play. Rolul de partener în proiect a județului Bacău presupune o cofinanțare în valoare de 47.435 de lei, reprezentând 89,27% din valoarea totală de 53.135 de lei a proiectului, iar contribuția clubului sportiv e 5.700 de lei din valoarea totală a proiectului. Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Club Sportiv Știința Bacău în vederea realizării proiectului Cupa Cupelor 1989-2019, 3 decenii de istorie. Domnul Grapă, dacă vreți să spuneți dumneavoastră două cuvinte. Vă rog, da. Microfonul. Domnule, de ce se registrează? Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, domnilor consilieri, profit de această ocazie și vreau să vă mulțumesc pentru, sper, acordul dumneavoastră de a fi partenerul Clubului Știința, Județea Bacău, în legat de acest eveniment, care nu-i deloc de neglijat, având în vedere că acest an se numește cucerirea de la cucerirea cupei cupelor de către echipa de handbal feminin Știința Bacău. Eu actualmente sunt președintele Clubului Știința și revine această onoare de a organiza alături de dumneavoastră acest eveniment. Cu speranța că veți fi de acord, eu vă mulțumesc de anticipat și sper ca acest gest făcut de dumneavoastră să fie un început în revigorarea sportului bacăuan, având în vedere și vă rog să mă profit de această ocazie. Știți foarte bine că echipa de volei de vine Știința Bacău, a cărui antrenor sunt, de 3 decenii, din 1989 și până în prezent, are un palmares de imediat și sperăm ca în viitor să vă avem parteneri alături de această echipă ca să nu să distrugă și ceea ce mai avem la momentul respectiv. Fiindcă totuși sportul, știți foarte bine, este un mijloc de plăcut, de creier, de atragere a publicului, atât cel care vine la sală să vadă aceste meciuri, cât și meciurile de afaceri în desfășurarea campionatului intern și internațional. Știți foarte bine că vin echipe care vizitează orașul nostru, asta înseamnă cazare, masă și multe altele mass media care face propagandă și sper și cred că noi, Clubul Știința, am reușit să facem o propagandă bună orașului și județului Bacău și sper să reușim și în continuare tot de dumneavoastră să ducem mai departe ceea ce, ce facem la momentul respectiv. Vă mulțumesc. Dacă sunt neapărat, vă stau la dispoziție. Mulțumim, domnule profesor. Și aș vrea acum, vorbim de echipa Știința Bacău, echipa care a câștigat Cupa Cupelor. Avem aici în sală unul din membrii echipei, chiar capitanul de atunci al Științei Bacău, Gabriela Manea. Vreau să spună câteva cuvinte în aplauzile noastre. Vă mulțumesc din suflet pentru această oportunitate de a fi aici, de a vă expune câteva cuvinte acest eveniment care sperăm să aibă loc la 15 iunie. Consider că am făcut o incursiune în istoria județului și în același timp consider că este o oportunitate pentru viitorii performeri, pentru copilașii noștri care
care crezi cu mare plăcere în zările de sport. Și în ultimul rând vreau să aduc un elogiu fostelor camaliste, ale științei și ale echipei României. Eu vă mulțumesc anticipat și vă așteptăm pe toți asta, dacă vom reuși să realizăm. Pe data de 15 iulie. Vă mulțumesc mult! Stimați colegi, dacă mai sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot acest proiect de reeditare a cupelor 89-2019, 3 decenii de istorie. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, nu sunt. Vă mulțumesc, mergem mai departe. Acordul de parteneriat între reprezentanța UNICEF România și județul Bacău prin Consiliul Județean pentru implementarea proiectul Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate. E un proiect, mult succes, drum bun! E un proiect care ne mândrim, sunt câțiva ani buni de parteneriat, de activitate în tot județul nostru, inclus aici 45 de comunități, 38 de unități administrativ-teritoriale și un sprijin real venit celor care gestionează problemele aflate, problemele în dificultate ale copiilor și familiilor lor, adică cât mai aproape de familie acolo în comunitate. Și un sprijin real venit primarilor prin suplimentarea resursei umane. Așa a fost posibil angajarea peste 165 de persoane, asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, mediatori școlari, mediatori sanitari, care au făcut echipă și un parteneriat la nivel de județ între instituțiile deconcentrate și instituția de specialitate din subordinea Consiliului Județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu DSP-ul, cu Inspectoratul Școlar și așa mai departe. Toate având drept scop de a oferi servicii integrate și aș da mâna atât cei din sănătate, cu cei din social, cu cei din educație, de a stabili niște proceduri comune, de a crea servicii la nivel de comunitate și de a reduce numărul de separare a copiilor de părinți, de a reduce numărul de abandon școlar. Și astăzi, cu mândrie, spunem că sunt câteva comunități în care abandonul școlar este zero și alte câteva comunități care se apropie de zero. Cred în luna aceasta, împreună cu UNICEF, să putem organiza o conferință aici la Bacău și să prezinte rezultatele celor 4-5 ani de zile împreună, pe fiecare indicator, tot ce s-a realizat. Asta ne-a dat posibilitatea să mergem mai departe, chiar dacă finanțarea s-a încheiat. Am putut prelungi încă un an de zile, deci de la 3 ani la 4 ani de zile, iar acum încercăm să găsim alte surse de finanțare. Mâine, UNICEF România va depune proiectul spre finanțare, termenul limită. Astăzi noi, dacă aprobăm acest acord de parteneriat, va fi una din piesele de la proiectul pe care va fi depus mâine pentru a obține finanțare. E vorba de o finanțare de aproape 4 milioane și ceva de euro. Așadar, stimați colegi, vă supun spre aprobare acest proiect. Care vizează extinderea celui care l-am și continuarea serviciilor furnizate și a tipului de intervenții, atât cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, serviciu specializat din subordinea Consiliului Județean, Direcția Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar Județean,
precum și 4 dintre localitățile în care urmează să se concentreze activitățile la nivel local, și anume UAT Buhuș, UAT Moinești, UAT Colonești și Horgești. Și ele vor continua până la număr de 10, dorind să construim 10 centre comunitare medico-sociale. Proiectul permite grupului țintă acces crescut la serviciile sociale integrate de bază, precum și la serviciile specializate. Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea acestui acord de parteneriat încheiat între reprezentanța UNICEF România și județul Bacău, prin Consiliul Județean Bacău, pentru implementarea proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă? Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă tot la un parteneriat. Este vorba la fel de continuarea unor colaborări. De data aceasta este vorba de parteneriatul dintre Consiliul Județean prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Fundația Sera România, este unul din partenerii noștri strategici și de început de pionerat. De data aceasta, în vederea implementării proiectului de interes județean servicii sociale pentru copiii și tinerii aflați în dificultate. Aș vrea să prezint câteva rezultate din proiectele pe care le-am desfășurat, ultimul proiect cu Sera România, ce spuneam mai devreme, intervenții pentru tipurile de intervenții care au fost făcute prin proiect, intervenții pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea nevoilor de bază, locuințe amenajate, vorba de la reparații, igienizare, dotare cu mobilier electrocasnice, peste 110 locuințe au beneficiat de acest tip, sprijin pentru extinderea locuințelor, 13 case, locuințe racordate la utilitățile publice, energie electrică, apă curentă, 7 locuințe, locuințe închiriate, 28 de locuințe, locuințe cumpărate prin proiect, 11 locuințe, case construite, 26 de case construite, achiziție animale în gospodărie, 11, sprijin material pentru satisfacerea nevoilor de bază, igienă, alimente, îmbrăcăminte, sunt date numărul de cazuri, articole de cazarmament, 86 de cazuri, în sănătate, prevenire, tratament, 26 de cazuri, investigație medicală, 16 cazuri, educație, rechizite școlare, peste 40 de cazuri, abonamente, transport, domiciliu, școală, 10 cazuri. Proveniența cazurilor sunt, ca și structură, din 65 de cazuri din comunitățile din județ, 70 din cadrul direcției a serviciilor, din cadrul direcției de asistență socială și protecția copilului, și celelalte din organizații neguvernamentale și instituții care ne-au sesizat. Deci acest rezultat ne dă dreptul să mergem mai departe cu sprijinul nostru în comunități. Ați văzut și ați discutat în comisiile de specialitate cam ce obiective specifice privește proiectul, având ca obiectiv general reducerea numărului de copii și tineri aflați în risc de separare și excluziune socială. Bugetul total al proiectului este de 686.000 lei, echivalent 145.000 de euro, calculat la cursul de 1,4750 euro. Din care contribuția Sera România este de 438.834, echivalentul la 105.000 de euro, și contribuția Consiliul Județean prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, echivalentul a 40.000 de euro. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni de la data semnării acordului de parteneriat de către părțile implicate. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind acest parteneriat. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Un alt proiect este legat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, de un acord de parteneriat între direcție și Autoritatea Națională pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați,
în vederea implementării proiectului Împreună pentru Viață în Siguranță. Are ca scop acest proiect prevenirea și combaterea fenomenelor violenței domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale, și aveți toate activitățile prinse în proiectul de, hotărâre. Valoarea totală a proiectului la nivel național este de 51 de milioane de lei, din care valoarea totală pentru județul Bacău este de 1.137.174 lei, din care valoarea eligibilă 1.137.174, valoarea eligibilă nerambursabilă 84.44%, adică 960.177, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 13.56%, adică 154.000 de lei, iar valoarea contribuției noastre 2%, adică 22.743 de lei. Este vorba de perioada de implementare a proiectului de 48 de luni, începând de la data semnării contractului de finanțare. Nu mai intru în detalii, le-ați discutat pe comisii, Comisia de Specialitate. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea acestui proiect, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Autoritatea Națională pentru egalitate de șanse între femei și bărbați. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul proiect la ordinea de zi se referă la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului. În urma modificărilor legislative intervenite, după adoptarea hotărârii Consiliului Județean din noiembrie 2016, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a Regulamentului de Organizare și Funcționare. L-ați avut la mapă, l-ați studiat, l-ați discutat în Comisie de Specialitate, și dar eu vi-l supun acum spre aprobare. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul punct al ordinii zi, am să o rog pe doamna director Sava Anca să facă o sinteză a expunerii de motive privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul special al Consiliului Județean și din instituțiile și servicii publice aflate în subordinea acestea. Aș vrea doar o mențiune să fac înainte de a da cuvântul, că toate, așa cum am discutat și în ianuarie și în februarie, toate salariile sunt rămase la nivelul lunii decembrie 2018. Vă rog, doamna director. Până aprilie 2019 s-a votat bugetul în județul Bacău anul acesta, propuneți că aprobarea stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean și instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acesteia. Luând în considerare prevederile legii 153, respectiv că aceste salarii de bază s-au stabilit în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivelul de unitate sau după caz al reprezentanților salariaților, că nivelul veniturilor salariale s-a stabilit fără a depăși nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean, exclusiv majorile prevăzute de lege cu încadrarea infrastructurii de personal, că salariul de bază individual al administratorului public s-a stabilit de către președintele Consiliului Județean între limite astfel, limita minimă, nivelul salariului de bază al Federalului Unității Administrative Teritoriale, la limita maximă, indemnizația vicepreședintelui Consiliului Județean, care include și majorarea prevăzută de lege, având în vedere că toate instituțiile și serviciile publice din subordine au transmis propunerile privind salariul de bază în urma consultării reprezentanților salariaților, considerăm necesară și oportună emiterea acestui proiect. Mulțumesc! Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi, domnul director, votez Silviu. Regulamentul privind finanțarea programului sportiv de utilitate publică. Vă rog o sinteză a expunerii de motive. Strategia Națională pentru Sport pentru perioada 2016-2032, aprobată de către Ministerul Tineretului și Sportului, prevede că o politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților. Ordinul numărul 664 pe 2018 privind modificările și completările ulterioare
unele sportive de utilitate publică care se pot finanța din fonduri publice. Prin proiectul de hotărâre se propune să se finanțeze două dintre programele sportive de utilitate publică, respectiv programul Promovarea sportului de performanță și programul România în mișcare. Potrivit prevederilor articolului 2, aliniatul 2 din ordinul 664/2018, finanțarea programelor sportive, inițiate de către organizațiile sportive, așa cum sunt ele enumerate, cu modificările și completările ulterioare din cadrul programelor sportive de utilitate publică, prevăzute la articolul 1 din ordinul 664, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a autorităților deliberative, în conformitate cu dispozițiile articolului 67, aliniatul 1, din legea 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. Regulamentul privind finanțările programelor sportive de utilitate publică cuprinde criteriile, condițiile și principiile de acces la fondurile publice. Legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, are drept scop sporirea gradului de transparență la nivelul administrației publice, sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățeni și implicarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative, precum și în procesul de elaborare a actelor normative. Anunțul cu numărul 7454, data de 15.04.2019, prin care autoritatea publică locală, Consiliul Județean Bacău, a înștiințat publicul interesat asupra punerii în dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru finanțarea programelor sportive de utilitate publică, a fost afișat la sediul propriu pe site-ul www.csjbacau.ro și a fost transmis la ziarul deșteptat. Termenul de depunere a propunerilor și sugestiilor a fost data de 2.05.2019. Publicul interesat nu a depus propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul supus dezbaterii publice. Potrivit prevederilor articolului 7, aliniatul 13 din legea 52/2003, în cazul reglementărilor unei situații care, din cauza circunstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedură de urgență. Înțelegența arată că Asociația Club Sportiv Adama Sfatului, prin adresa numărul 51 din 24 aprilie 2019, înregistrată la Consiliul Județean sub numărul 8190 din 24 aprilie 2019, în vederea organizării concursului internațional de dans sportiv Bacău Open Adama Sca, ce se va desfășura în perioada 24-26 mai 2019, a solicitat sprijin financiar pentru realizarea acestei. Poate de ce e prezentat, pentru că urmă președinte. Mulțumesc. Colegi, a fost pus spre dezbatere, a fost soluționat, avem și solicitări în acest sens și ar fi păcat această prima acțiune, vorba de acest concurs internațional de dans sportiv, ținând cont de palmaresul clubului nostru din Bacău, 33 sau 34 de echipe din tot atâtea țări, am înțeles, vor fi prezente din întreaga lume, vor fi prezente aici la noi, la Bacău. Așadar, eu, dacă sunt intervenții pe acest material, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Domnul director Botez, vă rog să prezentați, dar foarte succint, continuarea parteneriatului cu Universitatea pe Europe Direct. Da? Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că anul acesta sărbătorim 10 ani de parteneriat pe acest... Aveți ceva imagini? Sigur. Asta vreau să menționez. Având în vedere că sunt 10 ani de când sărbătorim acest parteneriat împreună cu Centrul de Informare Europe Direct, am făcut o scurtă prezentare împreună cu domnul director și cu doamna Mărărașu, prezenți în sala celor activităților desfășurate în decursul celor 10 ani. Pe scurt, despre proiectul de astăzi, Universitatea Vasile Alexandrin a informat despre primirea acordului de la Comunitatea Europeană pentru desfășurarea activității Centrului de Informare Europe Direct Bacău pentru perioada 2018-2020. De asemenea, prin adresa precizată anterior, s-a solicitat și semnat unui acord de parteneriat între structura bază, Universitatea Vasile Alexandrin de
din Bacău și județul Bacău pentru anul 2019. Totodată s-a solicitat și o cofinanțare din partea județului Bacău în valoare de 10.000 de euro, corespunzătoare anului 2019. În cadrul Centrului Europe Direct Bacău se realizează o multitudine de activități ce pun în aplicare conceptele Uniunii Europene, cum ar fi pe scurt, se realizează promovarea județului Bacău în mediul european administrativ, antreprenorial, social și cultural, se consolidează posibilitatea de a deveni partener sau coordonator de proiecte europene, se continuă activitățile specifice politicilor europene aplicate la nivel județean. De asemenea, se menține parteneriatul între mediul academic, administrația publică și sectorul non-guvernamental și european. Acesta ar fi de spus. Dacă... Da, mai vreți. Da, atunci sunt intervenții în marge acestea. Nu au fost nici în comisii, așa că vă supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Domnul vicepreședinte Silviu Pravăț, următorul punct al ordinii de zi. La următorul punct pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău, dau cuvântul doamnei director Anca Sava. Principala de secție de cardiologie, gastroenterologie, secția ATI, compartimentul de radioterapie, secția oncologie medicală, secția de diabetie, recuperare pediatrică și a blocului operator central, precum și înființarea unui alt cabinet de obstetrică și ginecologie în cadrul ambulatorului integrat al spitalului, prin redistribuirea și transformarea unor posturi vacante de cadrul altor compartimente. Cu altă propunere de modificare a statului de funcție, având în vedere transformarea unor posturi de medici rezidenți terminală, medici specialiști la secția pediatrie, compartiment neurochirurgie, secția cardiologie, secția ATI și compartiment radioterapie. De asemenea, s-a propus transformarea unor posturi în vederea promovării personalului grade sau trepte profesionale, ținând cont de legea 453/2017 de ordinul Ministrului Sănătății, numărul 470/2011. Față de cele prezentate, considerăm necesară și oportună inițierea acestui proiect. Mulțumesc! Da, mulțumesc dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul proiect de hotărâre se referă la intrarea în domeniul public al județului Bacău a instalației de iluminat exterior decorativ, arhitectural, realizat în cadrul obiectivului de investiții de la Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului Bacău și trece acestea din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului Bacău. Există hotărârea din 3 mai 2019 a Consiliului Local Municipal Bacău, prin care a aprobat solicitarea de trecere din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului Bacău acestei instalații. E vorba de punerea în funcțiune a sistemului de iluminat arhitectural existent pe clădirea Catedralei Ortodoxe și ținând cont de aplasamentul și încărcătura simbolistică și spirituală, Catedrala Înălțarea Domnului este unul din cele mai importante lăcașe de cult creștin-ortodox din România, se face, practic, trecerea din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului, Bacău. Și așa cum ați observat, și de flori, și de Sfintele Sărbători de Paști, ea a iluminat, dar pentru a intra în domeniul public și a-i da frumusețea de zi cu zi și în fiecare seară, va trebui să procedem la acest transfer. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă spun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Punctul 13, practic. E vorba de expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva hotărârii Consiliului Județean 44/2019 de Partidul Național Liberal, filiala Bacău. La data de 8 aprilie,
La Consiliul Județean a fost înregistrată plângerea prealabilă formulată în temeiul dispoziției articolul 7 din legea alineatul 1 din legea contenciosului administrativ cu 544/2004 cu modificări și completările notare de către Partidul Național Liberal filiala Bacău, prin care a solicitat revocarea în parte a hotărârii Consiliului Județean în sensul modificării anexei numărul 2 referitor la repartiția pe unități administrativ teritoriale a sumei de 28.492.000 de lei. Și în final, reexaminarea hotărârii referite în sensul împărțirii acestor sume potrivit unor criterii în mod egal la toate unitățile administrativ teritoriale. Plângerea prealabilă este lipsită de interes, fiind formulată de Partidul Național Liberal, filiala Bacău, reprezentat prin președintele Ionel Padăr, și nu de consilierii județeni, persoane cu atribuții exclusive de analiză și aprobare a proiectului de hotărâri. De asemenea, în același articol, Consiliul Județean este cel care aprobă, la propunerea președintelui Consiliului Județean, bugetul propriu al județului. Așa cum reiese și din procesul verbal al ședinței și din procesele verbale ale Comisiei de Specialitate, cât și din rapoartele la proiectul de hotărâre, consilierii județeni liberali nu au participat la analiza și dezbaterea proiectului de hotărâre din cadrul comisiei și nici la procedura de supunere la vot a proiectului în plenul ședinței din 23 martie 2019, cu excepția domnului consilier Olteanu Petre Cezar, care a precizat faptul că lipsa colegiului de partid de la ședința de consiliu reprezintă o formă de a protesta pentru modul în care se elaborează buget. Tot domnia sa a venit atunci cu un amendament în care a solicitat împărțirea în mod egal la toate UAT-urile. A fost supus democratic la vot, s-a luat această hotărâre în cadrul Consiliului Județean, așa că nu văd ce ar putea. Iar sub aspectul netemeniciei, respectiv faptul că hotărârea a fost adoptată având la bază criterii, înțelegem să arătăm că la repartizarea sumei au fost respectate prevederile din legea 50 privind bugetul de stat pe anul 2019, așa cum reiese în mod evident atât din expunerea de motive a președintelui, cât și din raportul Direcției de Specialitate, adică Direcției Economice, la proiectul de hotărâri. Suma, aș vrea să mai menționez că suma care a fost la dispoziția Consiliului Județean, atât pe drumuri, drumurile locale, cât și pentru partea de cofinanțare, a fost repartizată integral, nu s-a ținut, spre deosebire de ani din urmă, nu s-a ținut cont de faptul că jumătate din drumuri sunt județene și jumătate sunt drumuri comunale, ce a fost împărțită toată suma la drumurile comunale. Conform, sigur, a drumurilor, a kilometrilor de drum prinse în hotărârile de guvern, așa cum s-a îngrijit fiecare primar să fie clasificat. Ca atare, eu vă supun aprobării proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formată împotriva hotărârii Consiliului Județean de către Partidul Național Liberal, filiala Bacău. Domnul Olteanu, normal, trebuie să susțină. În acest proiect se cere respingerea plângerii prealabile, dar expunerea de motive nu aduce argumente suficiente pentru un astfel de vot pe care îl cere executivul. Pentru că, de fapt, nu vrea să răspundă la criticile pe care le-am adus, că repartizarea banilor, că sumele de facate pentru ATO-uri, s-a făcut în mod netransparent și lipsit de obiectivitate. Se spune în exprimarea de motive că nu ar fi înțeles legitim din partea partidului și a președintelui de a face formula această plângere prealabilă. Cred că moral și democratic interes legitim are orice cetățean al acestui județ de a afla cum se cheltuie banii.
pentru că noi aici cheltuim banii care sunt produși de cetățenii județului și în această idee oricare de un cetățen trebuie să știe cum sunt cheltuiți. De altă parte, se spune că critica privind nelegalitatea se referă la dispoziția pe 40 de ani de atunci și păi în legea peste 90 prin statul proiectului local. Aveam cum voi spune foarte diferit. Autorități administrative centrale și locale, instituțiile, serviciile publice de și persoane juridice de drept privat sunt obligate sau sunt obligate să asigure informarea corectă a legilor locale, potrivit competențelor cele din asupra drepturilor publice și asupra problemelor unității locale. Ce am cerut noi atunci? Și ce cerem de când suntem în opoziție? Să știm care sunt sumele pe care le solicită UAT-ul. Pentru că legea 50-a bugetului de 2011 spune care este destinația acestor bani. Susținerea programelor de dezvoltare locală, susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și asigurarea efectelor funcționare temeinic motivat. Noi nu știm decât de la UAT-urile care sunt administrate de liberal, care au fost aceste cerințe. Și atunci am spus și repetăm, este o mare disproporție între cerințele care le-au aceste UAT-uri și banii care au fost alocați. Așadar, nici acum nu am cât de aceasta poate fi. Mă gândeam, poate când am văzut proiectul, poate vin o anexă acolo și vedem toate cele sume pe care le solicităm de ani zile. Nici acum nu a fost. Ar fi fost un gest de, să zicem, de reparație, asigur, de asigurarea transparenței pentru proiectul acela de hotărâre. Nici acum nu am văzut așa ceva. Acum o să cerem ca la prima ședință să ne fie, în mod public, să ne fie asigurată această listă, această anexă cu sumele solicitate. Spuneți aici că s-a respectat legea. Asta este afirmație subiectivă. Și eu pot să spun faptul o declarație. Nu înseamnă că am dreptat. Corect. Cine va stabili dacă se este respectat legea, va fi instanță. Așadar, din păcate, nu putem fi toți liberali, pentru că mai au și treabă unii care chiar trebuie, care nu pot fi amânate, mai ales cu evenimentele acestea meteorologice, liberalii vor vota împotrivă și cred că este temit din acea plângere creată. Mulțumesc. Da, îmi pare rău, domnul Taniu, că dezinformați sau n-ați avut timp să citiți materialul. Motivarea în fapt și în drept este cuprinsă în raportul comun al Direcției Juridice și Administrației Publice Locale și Direcției Economice. Deci de cum în expunerea de motive, așa cum v-ați fi dorit dumneavoastră. Doi, sigur că aveți o abordare subiectivă legat de repartizarea sumelor. Există transparență, există răspundere, pentru că răspundem pentru ceea ce noi am propus aici în Consiliul Județean, răspundem și în fața instanței. Fiecare unitate administrativ-teritorială a primit sume. Sigur că nu poate pe măsura, fiecare și-ar fi dorit pe măsura proiectelor sau investițiilor pe care le-au acolo în derulare. Dar s-a făcut o analiză, nu a sumelor solicitate, ci a sumelor solicitate în raport cu etapele în care se află fiecare proiect în derulare. Că dacă unul se află în faza de studiu sau de proiectare, sigur că nu poți să tragi toți banii pe care un proiect îl are în perioada de implementare, este pe 2 ani de zile sau pe 2 ani jumătate. Deci s-a luat în calcul toți acești factori și s-a ținut cont. Și fiecare unitate administrativ-teritorială, indiferent dacă este, cum spuneți dumneavoastră, gestionată de Partidul Național Liberal, și să vedeți chiar unități administrative, adică chiar comunități administrate de către Partidul Național Liberal, au primit sume destul de importante în funcție de numărul de investiții, de proiectele și în funcție de cât de avansate sunt aceste investiții la nivelul fiecărei comunități. Deci, sigur că stăm la dispoziție și mergem mai departe în instanță, dar propunerea dumneavoastră a fost luată în calcul aici, atunci pe
în momentul în care s-a aprobat repartiția pe unitățile administrative și s-a votat în mod democratic. Și ne supunem majorității. Nu-i democratic așa? Dumneavoastră, sigur, dacă aveți în continuare acest lucru, puteți, sigur, să mergeți pe această cale mai departe. Dar eu văd că este neîntemeiată din punctul ăsta de vedere. Sigur, ați primit răspunsul, eu așa mi-aduc aminte că ați primit răspunsul și l-am văzut, l-am semnat, ați primit răspuns la solicitările dumneavoastră, adică nu am tratat cu toată seriozitatea orice intervenție, orice solicitare a dumneavoastră. Dar, repet, există un grad de subiectivitate din partea noastră, sau mult subiectivist din partea, știu, grupului liberal privind această nemulțumire. Nu cred că toată lumea a fost foarte mulțumită, să toți primarii din orice partid sunt mulțumiți de sumele aprobate. Nu e. Au fost nemulțumiri și să merg pe aceeași linie care ați prezentat-o dumneavoastră aici, că sunt gestionate de Partidul Național Liberal sau cele care au primari PSD sau au primari alte. Nu credeți că au fost toți foarte mulțumiți? Nu. Fiecare a primit în funcție de modul cum a reușit să avanseze cu proiectele pe care le-au. Dar dacă n-au propus niciun proiect și n-au niciun proiect nici pe PNRL, nici pe alta, ce sume să-i dai? Că partea de cofinanțare. Aici. Nu discutăm de altceva. Și la drumurile locale la fel. Iarăși au fost nemulțumiri pentru că numărul de kilometri de drum comunal sau de drum local este mai mult decât i-am acordat. Noi nu putem să mergem după ureche sau după ceea ce declară primarul, după ceea ce se îngrijește primarul și înaintează și apare în hotărârea de guvern în care sunt drumurile clasificate. Am avut discuții acum 2-3 ani de zile în care s-au îmbunătățit lucrurile. De la un an la an, fiecare s-a îngrijit și acum lucrurile s-au îmbunătățit. Adică nu mai există nicio comunitate cu 0 kilometri, cum era acum un an, 2 ani sau 3 ani. Erau foarte multe. Deci trebuie să avem și noi o bază legală. Nu putem să împărțim banii în funcție de, chiar dacă au 37 de kilometri, dar dacă nu s-a îngrijit și nu apare în hotărârea de guvern cu niciun kilometru, nu poți. Poftim? Ca fiind clasificate. Ca fiind clasificate, sigur, nu poți să repartizezi banii așa. Deci, iarăși, eu zic că am făcut-o cu toată răspunderea, dar nu poți să mulțumești pe toată lumea. Vă înțeleg punctul dumneavoastră de opozant aici în Consiliul, de coleg opozant în Consiliul Județean, dar să știți că dacă luați în comparație cu alte județe, eu zic că ar trebui să mulțumiți Consiliul Județean, să mulțumesc Guvernului pentru tot sprijinul care l-a acordat, neținând și neavând de a face diferență între comunitățile care sunt primar liberal sau asta. Nu. Nici pe programul național dezvoltare locală, ați văzut toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău, dacă au depus proiecte, au primit cel puțin unul sau două proiecte în județul nostru. Sunt doar două sau trei comunități care n-au depus. Este Slănic Moldova, Huruieștiu și parcă mai era unul. N-aveau cum să primească bani dacă n-au depus niciun proiect. Bine, vă mulțumesc. Dacă mai sunt... Am înțeles. Dacă așa nu, cel mai mic criteriu, sunt convins acum în asta și la soluția, am dat la Dofteanu 6 miliarde pentru că și-am dat la Ezborul Bezești de 5.000 de lei pentru că pot n-a spus, am ținut contest, am făcut analize, nu am văzut, nu am auzit un bine, dar aș fi auzit, dar n-a spus, nu este de la Dacă dumneavoastră considerați că este normal și firesc ca noi să împărțim în mod egal suma între Itești și Comănești, în care sunt 1600 și ceva de locuitori și Comăneștiul are
20 și ceva de mii de locuitori. Eu cred, numai din punctul ăsta de vedere, al criteriul ăsta, nu mai spun de proiecte, nu putem să punem, să punem egal între proiectele pe care le are Iteștiul și Comănești. Da? Este. Nu, este și ăsta un criteriu. Sigur, proiectele care se fac, doar nu se fac în funcție, se fac în funcție din numărul și din nevoile care sunt acolo. Utilități, e și ăsta, dar nu e ăsta principal. Da, mulțumesc. Ok. Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu vă supun la vot, respingerea plângerii prealabile împotriva hotărârii Consiliului Județean. Cine este pentru respingere? Mulțumesc. Împotrivă? Vă rog să notați. O să nu știu, poate abținere. 8 împotrivă? Abținere! Nici o abținere, da? Mulțumesc. Mergem mai departe cu un proiect frumos. Este vorba de asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, prezent aici domnul rector Șnacovski, împreună cu o parte din echipă. E vorba de manifestările internaționale și naționale organizate cu prilejul aniversării a 43 de ani de învățământ tehnic superior în Universitatea Vasile Alexandrii. E vorba de cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în domeniul ingineriei prin reuniunea unui larg colectiv de profesori universitari, cercetători și doctoranți în vederea prezentării unor lucrări științifice originale și a tendințelor existente în cercetarea științifică în acest domeniu. Este organizată în perioada 22-24 mai 2019, iar beneficiarii direcți ai manifestării științifice sunt peste 120 de persoane, respectiv profesori universitari, atât din țară cât și din străinătate, cercetători, care vor prezenta lucrările în cadrul conferințelor, peste 100 de studenți și 20 de invitați speciali. E vorba de prezentarea ultimelor noutăți în domeniul ingineriei, rezultatele studiilor de cercetare care pot fi aplicate în diverse companii din județul Bacău prin transfer tehnologic, promovarea activității de cercetare realizată în Bacău, dezvoltarea colaborării la nivel național și internațional în domeniul cercetării științifice, favorizând astfel dezvoltarea relațiilor pe planul local și național și internațional dintre universitate și agenții economice. Sunt specialiști de prestigiu care vin din Bosnia, Herțegovina, Bulgaria, Franța, Italia, Muntenegru, Polonia, Rusia, Republica Moldova, Spania și din țara noastră. Iar la finalul manifestării științifice se va edita și tipări volumul cu aceste lucrări științifice. De asemenea, cu ocazia acestei manifestări se va organiza și expoziția Expo Tehnica 2019, la care vor participa principalii agenții economici din județul Bacău, care vor prezenta câteva din produsele și tehnologiile realizate de aceștia în domeniul tehnic. E vorba de un buget de 50.835.000, din care contribuția Consiliului Județean de 32.435 de lei. Această sumă este folosită pentru acoperirea cheltuielilor specifice manifestării și diferența de 18.400 va fi suportată de Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău și reprezintă cheltuielile la fel cu participanții la manifestarea științifică. Vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului cu Universitatea Vasile Alexandrii pentru organizarea și desfășurarea acestui frumos proiect și eveniment. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Nu sunt. Doamna director Sava, vă rog să faceți o sinteză a următorului punct a ordinii de zi, statul de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean. Mulțumesc, domnule președinte. Mondial din care au propus modificarea statului de funcții
calitate de inspector de specialitate, de gradul 1, gradul normal, implicat în departamentul de analiză, urmărire și derulare contract. Având în vedere că toate aceste modificări s-au făcut cu încadrarea cheltuielilor de personal aprobate prin bugetul anului 2019, hotărârea necesară și hotărârea inițierii acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gripă. Dacă sunt intervenții, dar nu vă spun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține? Împotrivă? Nu sunt. Domnul vicepreședinte Silviu Pravăț, vă rog să prezentați următorul punct al ordinii de zi referitor la Festivalul Antic Tămăsidau. Prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării mărcii Festivalul Antic Tămăsidau la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci de către județul Bacău. Ținând cont de faptul că în județul Bacău a fost organizat de-a lungul ultimilor 2 ani Festivalul Antic Tămăsidau, festivalul sprijinit în mare parte de către Consiliul Județean Bacău, cu scopul de a scoate în evidență și a promova importanța patrimoniului istoric și cultural atât la nivel regional cât și la nivel național, considerăm oportun ca județul Bacău să solicite înregistrarea mărcii individuale Festivalul Antic Tămăsidau la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Importanța și necesitatea obținerii de către județul Bacău a dreptului de marcă Festivalul Antic Tămăsidau este subliniată și de faptul că organizarea anuală a festivalului de către Consiliul Județean Bacău a dus la creșterea numărului participanților, atrăgând și colaboratori din sănătate, contribuindu-se astfel la dezvoltarea și promovarea turismului la nivel județean, național și internațional. Totodată, prin desfășurarea pe parcursul mai multor zile a Festivalului Antic Tămăsidau, se pun bazele unei tradiții culturale istorice pe meleagurile județului Bacău. Față de cele prezentate, supun spre adoptare, dacă nu mai sunt intervenții, proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării mărcii Festivalul Antic Tămăsidau la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci de către județul Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Domnul vicepreședinte, rămâneți la microfon și pentru următorul punct al ordinii de zi de la diverse. Vă prezint proiectul de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a sectorului de drum comunal DC50 de la kilometru 0 până la kilometru 2 plus 25 și a drumului vicinal Răchitoasa Mănăstire cu o lungime de 298 de metri, situate în raza administrativ-teritorială a Comunei Răchitoasa, precum și trecerea acestora din domeniul public al Comunei Răchitoasa în domeniul public al județului Bacău. Serviciul Public Județean de Drumul Bacău, prin raportul numărul 1251 din 3-5-2019, a propus aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a sectorului de drum comunal DC50 de la kilometru 0 până la kilometru 2 plus 0,25 și a drumului vicinal Răchitoasa Mănăstire cu lungime de 298 de metri liniar, situate în raza administrativ-teritorială a Comunei Răchitoasa, precum și trecerea acestora din domeniul public al Comunei Răchitoasa în domeniul public al județului Bacău. În susținerea solicitării se arată că sectorul de drum comunal și drumul vicinal se încadrează în prevederea articolului 7 din Ordonanța Guvernului numărul 43 din 1997 privind regimul drumurilor modificate și completate, care prevede că drumurile de interes județean fac parte din proprietatea publică a județului și cuprind drumuri județene care asigură legătura între reședințe de județ cu municipiul, cu orașe, cu reședințe de comună, cu stațiunile balneoclimaterice și turistice, cu porturile și aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea țării și cu obiectivele istorice importante, în sensul că reprezintă singura cale de acces între municipiul Bacău, reședința Comunei Răchitoasă și Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Cred că este unul din obiectivele importante al județului Bacău și ne mândrim cu această bijuterie de la Răchitoasa. Așa cum bine știm cu toții, e acel drum interjudețean care se află astăzi în evaluare și sperăm ca într-o lună, o lună și ceva, să
avem din partea comisiei desemnat un câștigător pe cele două loturi de la intrarea în județul Bacău, Podul Târcului, Glăvănești, Motoșeră, Chitoasa, Colonești, Zborul Bărteciului, până la Secuieni și drumul județean de la Motoșeni spre Stănișești, acum câteva săptămâni am semnat contractul de proiectare cu execuție și alte drumuri județene prin PNDL, dar și drumuri locale, vin să integreze și era normal să ne concentrăm atenția și spre această mică poartă de intrare la unul din obiectivele turistice, așa cum este și drumul de la Sarina, așa cum este și strada aeroportului, pentru că am observat în ultimul timp din toată țara, din București, care vin și vizitează mănăstirea de la Răchitoasa. Și chiar și au cazare câte 2-3 zile acolo. Ceea ce e o mândrie pentru noi, am făcut o treabă bună și ne reprezintă. Așadar, vă supun atenție acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Cu acestea, eu vă mulțumesc mult pentru operativitate, vă doresc o zi bună în continuare și ne vedem la ședința următoare.